În timpul verii s-au efectuat lucrări de modernizare a încă două tronsoane din bazar, care au adus cheltuielile de amenajare la aproximativ 3 milioane de euro. De la 1 octombrie, comercianții care au fost mutați în alte zone se vor putea întoarce cu chioșcurile pe amplasamentele inițiale. Dacă modernizarea tronsoanelor din bazar se apropie de final, îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru comercianți, mai ales pe timp de iarnă, trebuie să continue. Asta este părerea primarului Ion Lungu. În acest sens, a discutat la administrația Fondului de Mediu pentru a se găsi o soluție de încălzire a complexului comercial. Am avut o discuție la administrația fondurilor de mediu din perspectiva depunerii unui proiect pe energie verde pentru a aduce căldură în bazar pe timp de iarnă. Așa cum am spus, vrem să încălzim bazarul. Am dat temă la specialiști din primărie să încercăm să facem un studiu de prefezabilitate, să vedem niște soluții tehnice care ar fi viabile pentru bazar. Și îmi doresc să depunem un proiect energiei verde, în așa fel încât să putem aduce o sursă de încălzire în bazar pe timp de iarnă.